târg de produse tradiționale astăzi la Facultatea de Agronomie. Zeci de producători s-au adunat pentru a-și expune și a-și vinde marfa de altfel atât de căutată. Având în vedere că este post, ne așteptăm la produse inedite. Costin Anghel se află și el la târg. Bună dimineața! Ce au adus oamenii la târg? Bună dimineața, producători veniți la târgul de la agronomie. V-au pregătit foarte multe produse din toate zonele țării. Foarte multe dintre ele sunt de post pentru că noi așa am intrat în postul Crăciunului, dar pentru că mâine este dezlegare la pește, s-au pregătit și cu ceva produse din pește. Aveți păstrăv afumat de Bacău și o chestie pe care eu până acum n-am mai văzut-o, un păstrăv în hârzob de brad. Cred că trebuie să fie bun, mai ales dacă împrumută din mirosul de rășină. Dacă nu țineți post, avem și ceva prăjituri din Maramureș pe care puteți să le cumpărați, sunt foarte bune, credeți-mă pe cuvânt. Dacă nu țineți post și vreți să încercați și altfel de carne, nu doar cea de pește la care aveți voie mâine, puteți să încercați și niște produse aduse din mărginimea Sibiului sau mai departe din Maramureș. Aveți pastramă, cârnați de porc sau de vită, cașa fumat, telemea, brânză de burduf, auziți, producătorii ne ajută, ne spun ce puteți găsi aici. Foarte multe bunătăți, miroase, se simte în aer mirosul bunătăților. Este o sâmbătă în care aerul, culmea, este destul de curat în București, așa că puteți simți toate aromele minunate de la acest târg de la agronomie. Târgul este deschis până mâine seară și puteți veni, aveți ce cumpăra de aici. Mulțumesc foarte mult pentru informații.